Dragi elevi, am alcătuit pentru voi câteva modele de subiecte de limbă română pentru examenul de admitere în clasa 5-a. Sunt teste de antrenament foarte bune pentru pregătirea voastră. Iată varianta 1. Are răspunsuri, desigur. Primul subiect. Citește cu atenție fragmentul dat, apoi rezolvă cerințele de mai jos. Este un fragment din Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain. Dimineața de duminică sosi proaspătă și strălucitoare, fremătând de viață. Inimile tuturor cântau, iar celor care aveau inima tânără, cântecul le era și pe buze. Pretutindeni vedeai numai fețe voioase. Peste tot se simțea primăvara, văzduhul era încărcat de parfumul salcâmilor în floare. La capătul drumului se ivi Tom, cărând o găleată cu var și o bidinea cu coadă. Când văzu gardul, întregul peisaj era trist și o adâncă melancolie îi umbri sufletul. Un gard de 27 de metri lungime și de 2,5 metri înălțime. Lumea îi se păru lipsită de rost, iar viața o adevărată povară. Oftând, muie bidineaua în var și o trecu peste șipca de sus. Apoi repetă operația, mai dădu odată, măsură din priviri mărunta fâșie văruită, apoi imensa întindere de gard nevăruit și se așeză descurajat pe o buturugă. Subiectul 1 ne cere să povestim textul dat în 8-10 rânduri. Am făcut și eu o povestire pentru tine, pentru că aș vrea să-ți dau un exemplu. Într-o dimineață de duminică, proaspătă și plină de viață, oamenii erau voioși, inimile tuturor cântau, iar văzduhul era împarfumat de mireasma florilor de salcâm. Tom apare cu o găleată cu var și o bidinea pentru a vărui gardul. Când vede cât de lung și de înalt este gardul, 27 de metri lungime și 2,5 metri înălțime, Tom se întristează. Viața îi se pare grea, iar lumea fără rost. Văruiește șipca de sus, dând de 2 ori, apoi privește gardul, vede cât de mică este partea văruită față de întreaga lungime, se descurajează și se așează pe o buturugă. Punctul B mic. Citește cu atenție primul paragraf și răspunde la următoarele întrebări. Când se petrece acțiunea? Am dat și eu un răspuns. Acțiunea se petrece într-o dimineață de duminică, primăvară. Ce avea Tom de văruit? Tom avea de văruit un gard. Punctul C mic rescrie enunțurile în care aflăm cum se simțeau oamenii în acea zi. Practic, aici trebuie să mergem din nou la text, să citim, să vedem cum se simțeau oamenii în acea zi și chiar acele enunțuri să le transcriem aici. Am dat eu, am rezolvat eu, inimile tuturor cântau, iar celor care aveau inima tânără, cântecul le era și pe buze. Pretutindeni vedeai numai fețe voioase. Punctul D mic. Cine este personajul principal al textului dat? Cred că ați observat, personajul principal al textului este Tom. Chiar așa răspundem. Subiectul 2. Scrie câte un cuvânt sau expresie cu același sens pentru termenii subliniați în următoarele enunțuri. Asta înseamnă că vor fi câteva enunțuri acum în care câte un termen va fi subliniat, iar noi va trebui să găsim un cuvânt sau expresie cu același sens. Fratele lui are piciorușul beteag. În acest enunț, subliniat este cuvântul beteag. Am dat eu un răspuns. Înlocuim beteag cu vătămat. Au același sens. Ca să ne asigurăm, putem face înlocuirea în mintea noastră, recitim așa în gând propoziția, în loc de beteag să fie vătămat. Fratele lui are piciorușul vătămat. Se potrivește? Se potrivește. Ar mai putea fi infirm, rănit. Ia să încercăm. Fratele lui are piciorușul infirm. Sau fratele lui are piciorușul rănit. Se potrivesc. Următorul enunț. De fiecare dată când soarele intră pe geam, fetița își ferește imediat ochii. Nouă ni s-a cerut să scriem un cuvânt sau o expresie cu același sens. Pentru își ferește, găsim, iată, eu am găsit dă la o parte. Fetița își dă la o parte imediat ochii. Părinții prietenului meu m-au primit cu bunăvoință. Termenul subliniat este bunăvoință. Va trebui să găsim noi un cuvânt sau o expresie cu același sens. Eu am găsit amabilitate. Ar putea fi și afecțiune. Am pus în paranteză. Voi trebuie să dați acolo un singur cuvânt, pentru că cerința spune așa. Scrie câte un cuvânt. Da? Deci, părinții prietenului meu m-au primit cu amabilitate. Se potrivește. Părinții prietenului meu m-au primit cu afecțiune. Da? Mergem mai departe, punctul B mic. Subliniază adjectivele din textul de mai jos, apoi transcrie-le pe linia punctată. Avem un text și îl citim. Vedem care sunt adjectivele, le subliniem și apoi le transcriem mai jos pe linia punctată. Da? Ea le mângâie pe obrăjorii calzi. Micuțele fetițe ajung în pătuc și cum să nu primească ceai cu miere dulce și tămăduitoare, când urâcioasa răceală le tot necăjește de o vreme. Am subliniat calzi, micuțele, dulce, tămăduitoare, urâcioasa și le-am scris mai jos. La punctul C mic, ni se cere, realizează câte un enunț potrivit pentru fiecare dintre formele de mai jos. Și avem trei forme, mi, mi cratimă i și mi. Să vedem ce am făcut eu. Pe stradă erau mii de oameni, deci nu zeci, nu sute, mii de oameni, număr de oameni. Acum avem mi cratimă i. Practic, într-o singură silabă se citesc două cuvinte, mi de la îmi, i de la îi. Iată ce am făcut eu. Mi dă mie, nu lui. Și mi, mie mi se pare că ai dreptate. Mi este un pronume. Rescrie doar subiectele din enunțurile de mai jos, arătând prin ce sunt exprimate. Enunțurile. Să le vedem. Albinuțele adună mierea cea dulce. De aici va trebui să rescriem subiectul și să spunem prin ce este exprimat, adică prin ce parte de vorbire. Câmpia verde o cheamă, în fiecare zi fetița se joacă pe câmpie, iepurașul aleargă peste tot pe câmpie, el are un prieten foarte bun. Subiectul este cel care face acțiunea dintr-o propoziție, da? Albinuțele adună mierea, albinuțele. Este subiect. Câmpia verde o cheamă, câmpia cheamă, da? Deci câmpia este subiect. În fiecare zi fetița se joacă. Cine se joacă aici? Fetița este subiect. Iepurașul aleargă peste tot. Iepurașul este subiect. El are un prieten. Cine are un prieten? El are un prieten. El este subiect. Trebuie să le rescriem. Așa. Pur și simplu le rescriem. Scriem mai jos fiecare subiect în parte și spunem prin ce este exprimat. Deci, albinuțele, subiect exprimat prin substantiv, câmpia, subiect exprimat prin substantiv, fetița, subiect exprimat prin substantiv, iepurașul, subiect exprimat prin substantiv și el, subiect exprimat prin pronume personal. Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei, și sper din tot sufletul că v-am fost de folos cu acest test de antrenament. Mai găsiți teste pe platforma Global Learning cu diverse cursuri. Vă urez baftă multă la examen. Să fiți cei mai buni!